atât comercianții cât și administratorii de florării s-au pregătit pentru ziua de 15 septembrie, când a început un nou an școlar. Și-au făcut proviziile de marfă și au adus trandafiri, crin imperial, crizanteme și orhidee de cea mai bună calitate pentru a satisface dorințele clienților în prima zi de școală. Vânzările la flori sunt într-o continuă scădere, spun comercianții din Rădăuți. Mari, nici mici, deci de mijloc. S-au vândut mai mult firele, s-au vândut și plantele. Ce să vă spun, trandafirii, crizantemele, crinii, cam astea. Ambalate, neambalate, fiecare client cum a avut în funcție și de bani. Deși a fost 15 septembrie, început de an școlar, iar vânzările trebuiau să fie în creștere și vânzătorii să fie foarte solicitați, acest lucru nu s-a întâmplat. Comercianții se așteptau ca acest lucru să nu se întâmple și nu s-au aprovizionat cu foarte multe flori. Clienții, puțin la număr, nu au optat doar pentru un anumit tip de flori. Cele mai vândute au fost firele, apoi buchetele. Pentru vânzători nu a fost o zi foarte aglomerată. Cele mai multe flori au fost cumpărate de părinți pentru copiii din clasele primare. Cei mai mari foarte rar au călcat pragul florăriilor. Prețurile au fost pentru toate buzunarele, cel mai ieftin buchet fiind 20 de lei, iar cel mai scump ajungând până la 50 de lei. Nu doar pe 15 septembrie vânzările au mers rău, comercianții spun că de vreo 2 ani au început să scadă. Doar la sfârșitul săptămânii, în perioada în care sunt nunți, vânzările sunt mai bune.